Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog sau car vlog, bus vlog, cum vreți voi să ziceți. Astăzi suntem iarăși cu autobuzul. Vom mai face o cursă acum de la Ostbahnhof la Rien, nu mai știu cum se numește acolo, scrie aici. Nu scrie momentan, dar poate îmi scrie pe autobuz aici sus, ia să vedem. Dar trebuie să scrie aici în față, nu? Nu scrie încă. Stai să bag în stație, că ar trebui să scrie acolo. Suntem deja pe întârziere 4 minute, dar ce ne interesează pe noi întârzierile? La 17.27 am plecat de acolo, e abia 17.00. Acolo maxim 5 minute să ajunge. Imediat să facem și asta aici. Doar un pic să schimb mâna pentru că e mai ușor cu dreapta să apăs pe mouse. Așa, opa, așa. La Rieden, strada Rieden, acolo trebuie să ajungem noi. Și am plecarea deja la Ostbahnhof. Haideți să așteptăm în 2 secunde să ne urcă și asta. Momentan e în roșu oricum, deci n-are rost să ne grăbim să plecăm. Câte grade avem în autobuz? Imediat să ne zică. 40 de grade în autobuz și nu-mi dă focus aici. Am zis că vreau focus să așa mai am picuț. 45 de grade. Ok. Bănesc că ar trebui să plecăm și noi. Hai că avem încă verde la semafor. Gata, semna dreapta să n-acușăm pe aici, un coleg n-avem. Auziți? Scoate fum. Nu mai scoate, că s-a încălzit suficient. E bine. Pardon. Aici așteptăm să ne dea verde, pentru că momentan avem roșu. Nu am pic să îmi activez și aici retarderul și lumina la pasageri pe treapta 1. Așa o ținem, nu știu de ce. Hai că mi-a dat și verdele. Mi se pare că începe să se întunece și de-aia. Ah, și iar sunt lucrările acestea aici, deci va trebui să o luăm pe un drum super nasol și îngust. Haide, putem și că prindem galben? Putem, zice, pe București ia galben, nu roșu. N-am vrut să-l iau pe ăsta, îmi pare rău. Ok, hai să încerc să conduc cât mai realistic. Să nu mai intru în toți ăștia. Aici am avea un cedează. Să se bage să și pe ne băgăm și noi. Nu mai se vede nimeni după el. Oh, nu zic că ea de aici cu coloană. Așa. Aici pe spate nu avem pe nimeni. Așa, să la dreapta ca să ieșim înapoi pe bulevard. S-au și lovit doi aici, se pare. Opa, așa. În 4 secunde spar și acele persoane lovite. Gata, au dispărut. Nu-mi zic că intră și stană la bada. Mai sunt 15 secunde să se ducă și ăștia și după care putem să trecem. Asta cum merge, înainte sau la dreapta, înainte bănuiesc, nu? Da. Haideți să treacă el și după aia ne băgăm și noi. Nu mai sunt mulți de aici. Asta avea BMW-ul de cam târziu semnal. Nu-l luăm pe ăsta, da? Bordura la sud, acolo nu contează. Drumul prea îngust și uitați, mai vin și persoane de-n față. Și n-ai cum să faci, trebuie să mă urc un pic bordura ca să nu-l iau nici pe el. Dar nici să nu mă zgridare. Și să vine. Unde vii, băi, de mentori așa mult pe partea mea? Am trecut de el, n-am luat nimic nici pe acolo, vine careva de aici. Nu se vede nimic, haide să ne băgăm și noi. Ne mai asigurăm o dată. Perfect. Deja am 7 minute întârziere.
Dar încercăm să recuperăm, să mergem cu 60-80. Depinde de drum și de unde avem stația. Nu vreau nici să bruscăm pasagerii. Se urcă cineva, nu. Nici nu coboară. Eu am plecat. Aici avem roșu, verde, gata. Stai așa, colega, să vin și eu, să nu mă iei. Așa, ziceam și eu. Perfect. Știu că voi nu vedeți bordul, gen ce mi-arată aici în mijloc la bord și ibisul, cum să zice. Ibisul și computerul de bord nu se văd. Dar măcar vedeți drumul, vedeți că scrie Manta, s-a auzit acum un pic și ibisul. Și computerul de bord chiar se vede. Acum iarăși va termina apărut și nu-l vedeți. Opa, așa că aici e în stație. Nu știu ce a pus cea stația fixă aici așa. S-a parcat ăștia așa. Aici știu sigur că o să urce ceva persoane. Exact, stați așa un pic, gata. La ușa nu mai se urcă nimeni, la ușa 2 s-a urcat. Dăm semnal și plecăm. Perfect, stai să fac loc și de ăsta să treacă. El a avut loc, eu n-am văzut pe nimeni. Ăsta trebuie să vină așa. Mai vine careva de aici. Nu mai vine și pot să o iau un pic mai în larg așa. Ok, deja avem 50 la oră. Haideți să mergem cu aia iarăși o stație aici. Și deci cred că s-a rugat cineva. Da, se urcă doar la ușa 1. Închidem ușa 2 atunci. Și deja putem să se închide și ușa 1. Semnal de stânga și plecăm. S-a mai vrea încă unul să vină. Haide. Așa. Acum putem să plecăm, dar au le-a dat semaforul ăștia verde. Mai vin mulți. Voi ține camera așa, dar mă dau și mai așa că uite cum e asta curba, de exemplu. Unde vin, mă, să intri în mine? Stai așa, ne-a pietonul. Trebuie să trec și eu totuși. Haide, treci tu, că pe aia mă bag și așa. Vine vreun autobuz? Nu vine. În schimb, îl avem pe unul în față. L-am culcat pe ăla cu romanul. Așa că dăm 3 avarii, așa. O mi-a dat și verde, să calc accelerația atunci. Să pune roșu, s-a pus roșu, dar nu mai putem să frânăm. Asta nu-și funcționa, spun frâna prea brusc, să pun pasagerii în cap. Asta ce am pe aici pe birou, niște căști, paharul de suc, o farfurie cu ceva de ronțăit și niște foi. Hai să fim că și de aici. 5 persoane văd că vor de aici și mi-am mai și coborât aici. Ok, deci deja putem să oprim semnalul de intrat în stație, închidem ușile, pornim semnalul de stânga și am plecat de pe loc. O, deja am apăsat pe semnalul ăla. Haideți că avem și verde aici. Zim că-l prind. Da, se mai buguie și textura de la oameni. Și acum el practic a rămas în afara autobuzului. A căzut în autobuz. Mersi frumos că mi-a lăsat spațiu. Deci mai am încă 3 stații până la capăt. Aici se vede și semnul de prioritate. Îl vedeți pe dreapta. Deci putem să trecem, avem 60 la oră. Și aici ar și o stație și reducem.
Aia cu facem aici în spatele la Mercedes Vito. Perfect. Nu scuzați pentru cameră. Hai, tanti, te suși tu mai repede, că nu mai vreau să mai prinde aici încă un roșu. Oricum, în următorul semafor va fi roșu, și sigur. Aici am prins pe verde, perfect. Iar mi-a căzut unul. Dar nu contează. Las că aici prindem roșu. Așadar, deja putem să reducem viteza și să sunăm la stânga, deci ținem semnal de stânga. Știu că durează un pic cu semaforul ăsta de obicei. Mai așa o gură de cola. Și verde. Stai acolo, da, să nu te iau. Perfect. Aici este penultima stație. O să fac chiar dus întors de la această cursă. Vrei să te urci, doamnă? Nu vrei? Ok. Acum știu că este frig, dar reglăm la capăt de linie temperatura, câte grade sunt. Imediat, 14 grade, da, este destul de frig. O să opresc asta zi aer condiționat. Doar să ajungem la capăt și vom opri aerul. Este și 12 minute. Așa, să la dreapta, opa, așa, mă, ce frumos e până aici. Ia, scuze, pasageri. Și ne-a dat verde. Ăla nu vrea să traverseze. Aici, pe dreapta, aveam garajul. Și sunt la stânga, hai să reducem viteza. Și stai sigur, era stânga. Nu? O era stânga? A, nu, ea. E bine așa. Că am mai mult loc. Haide, bagă-te. Nu, dar bagă-te dacă ți-am să te bagi, nu mai stai pe loc. Ok, și aici mai am de stat încă 14 minute. Este și 13 până la și 27. Exact, 14 minute. Asta să dau și aici la Ibis. Ok. Așa, așa. Yes, ok. Și am să oprim și aerul. Ok, și revenim după ce, când vine ora de plecat. Ok, cam pe acum am avea de plecat de aici, de la capăt. Dacă mai vrea lumea să se mai urce, așteptăm spre cea din fața noastră. A plecat, sau că n-are loc să treacă de noi. Stai să-mi iau aici țâlpul. Perfect, ne dăm de aici jos. Și mai scriu o dată ușile aici, că poate mai vrea careva să urce totuși. Doar să ne aranjăm aici, să fim aliniați. Și deja mi-a zis că este acum prea cald, deci hai să dăm drumul la aer pe jumate atunci. Opa, așa. Dăm și asta că plecăm. Ok. Ok. Ok, perfect. Tras pe grijă de 45 de secunde, plecăm. Gata, am închis ușile, am dat pe accelerație și am plecat. Mulțumim lăsa în spate că ne-a așteptat. Gata.
Pornim lumina. Aici este bine totul, este bine, da? Câte grade mai ne arată? Ar trebui să fie 21, zice acolo și sunt 24. E bine așa. Da, acum să fac 21. Stai să ne iau bordura asta aici. Ca în momente când o iau. Bordura aceea și stâlpul acesta. Deci mereu vine să iau stâlpul ăsta. Opa, așa că am stație, nu mai primim semaforul. E clar că nu mai prindem. Oricum nu ține prea mult. Nici nu mai prim la 0 km. Mergem noi așa cu 2 km, așa, ceva de genul. Când ne dă roșu la pietoni, acum îmi pare că ne dă nouă verde. Ia să vedem. Exact ce nu mai vrea care să urci. Luați-l pe următorul, deja mai dă verde. Avem pe careva aici, nu avem pe nimeni, deci putem să virăm. Am luat un pic de bordură. Nu puteam să nu iau. Aici eu iau la fel, nu ar să nu iau nici pasta de aici. Perfect. Am dat și un pic de semnal. Și o luăm blana acum pe întoarcere. Pentru că știți deja drumul. Deci acum dacă nu respect vreo regulă de circulație sau astea, să știți de ce. Țineți-mă bandă. Că eu mă țin pe a mea foarte bine. Deja țipă pasagerii acolo, nu știu de ce. O să mă bag aici, pot, mă las, mă las. Oh! Am pus o frână de am dat direct în roata de rezervă. Dar nu contează că ne băgăm pe aici și îl depășim. Și după aia avem o groază de loc încoace. S-a făcut și verde, haide. Asta ia la stânga. Eu mă bag în fața lui colegul. Mă las. Mersi. Aici iarăși am stație. Haide. Gata, am plecat. Și nu mai s-a să la tramvai pentru că oricum pe a doua trebuie să la dreapta, așa bine că ai căzut și tu. Nu se ține de bar și cade. Că avem roșu. Și verde. Încerc să mă mișc mai repede pentru că nu prea am nici baterie și să plec pe așa la bunica mea. Așadar, iarăși filmez pe grab acest videoclip. Durează el 25-30 de minute, dar ca să știți că e o foarte mare grabă. Uite ce dau și eu asta aici.
Am dat să zac. Stai să mai reglez și eu aici asta. Să încerc să dau un focus unde mai trebuie. Haide, mă, dispar și tu ca să poți să trec. Gata. Am luat un pic de astea. Foarte un pic, dar am luat. Nu contează, mașina muncii. De o mă sau repară firma, nu eu. Glumesc. Gata, s-a urcat. Ține-te, mă, de bară sau pune-te jos undeva, că și tu o să cazi. Așa. Acum am lăsat asta cu jeep-ul. Thank you. Hai că am și verde aici, haide, mă. Dar nu prea multă viteză, că trebuie să iau la stânga. Perfect. Avem pe careva aici? Avem, avem. Aaa, nu-mi zic că m-am apălat. S-a auzit ceva. Mă, și am loc de ăsta? Vai, rău să vezi că nu am loc de ăsta. Stai că trebuie să ies afară. Să mă ghideze pasagerii. Da, n-am cum să nu-l iau, deja l-am luat, da. Bă, colegă, te-ai băgat și tu. Ați grea și pe asta, parca și pe asta de... cu autocamionului. S-au parcat, s-a băgat ca naiba, de fapt. Că mă băgasem înaintea lui. Vă stau la vorbă, nu mai stau să vă iau. Dacă n-ați fost atenți, am plecat. Încerc să dau focusul pe drum. Asta era dreapta, văd. Hai că să mă grăbesc și eu un pic să nu mă prindă careva aici. Vine și colegul de spate. Și aici trebuie să mă bag și mai calmea, dar nu prea mai am loc. Și în spate nu mai dau, că deja a ajuns la aproape, nu? Da. Acum așteptăm să ne se dea verde aici. Verde, perfect. Mai ești noi stație pentru noi, este stație pentru cei care continuă înainte. Noi aștept să nu la stânga și noi stația imediat pe viraj. Hai să mai dau un pic de semnal totuși, n-am, stai că n-am stat după doamna să traverseze, așa că îi dau un pic mai tare să ne încurcăm. Uite, mașina lui Vișiniu. Exact cum vrea să fie și a mea. Coboară careva, coborât ăsta. Haide. Nu am nicio grinzda. Așa, așa, așa. Să nu vine careva de aici, ba vine. Băi! Nu cum se vedea de acolo și că intra direct în mine. L-am luat pe ăsta. Românește la vorba aia. Și pe ăsta l-am luat frumos. Ok, hai că mai avem două stații până la capăt. Mă, știu, stau tot așa pe ocolite acolo, că e lucrarea. Două stații în afara cu asta. În afara de asta, pardon. Nu, că nu vrea nimeni să orice. Și
mi-a rămas aici becul de la ușa unu pornit, nu știu de ce. Că ușa unu este închisă și ea. Dar se mai întâmplă așa. Zim că prin verde aici și zim că prin verde. Așa ar fi normal acum, după ce pleacă la stație, să dea verde. Haide, mă. Haide, că acum trebuie să dea verde. Semafor proștești. Hai cu verdele la o dată, așa. E verde, da? Așa. Aici avem penultima stație din cursă. Stai pe loc aici. Coboară careva, nu coboară nimeni. Colegul din spate nu a venit, se pare. Și aici vom lua direct pe șosea, pentru că nu vine nimeni de aici, așa că o tăiem pe aici, ca să nu ia nici bordura aia, nici bordura asta. Perfect, ca un șofer profesionist am făcut-o pe asta. O aștept să o la dreapta. Cu grijă să nu iau paletul. Paletul ăsta, stâlpul, pardon. Haide, treci și tu ca să poți să mă bag după aia. Așa. Am luat în bordura acolo. Asta s-a auzit așa urât. Și desigur că vine și asta de în față acum. Unde ieși, dementule? Unde ieși? I-am dat un pic în bară și acum nu prea mai am loc eu să ies de aici. Da, așteptam să se despauneze el. Dar trebuie să mă mișc ca să nu-mi dea el alt după aia. Și am luat un pic, l-am zgâriat și pe ăsta acum un pic cu colțul și îl zgâri și pe ăsta, ia să vezi. Ba nu, ba da. Așa e, domne, când sunt drumurile prea înguste și trebuie să mergi cu autobuzul pe ele. Îmi cer scuze pentru cameră. Aș trebui să la stânga, nu vine nimeni din față, așa că dă-i. Aici la dreapta. Yeah. Ce urât am luat-o pe asta. Stai un pic acolo. Bine că areva din spate, că și m-am uitat. Se vede un alt autobuz, o, a verde. Dați aici, se vede linia în jos acolo. Galben. Și încă nu s-a pus roșu, deci te-am trecut pe galben. N-am luat nici țărpul acela din te se pare. Aici nu e nimeni, perfect. Un minut, adică 30 secunde întârziere, uitați-vă aici, 41 și 30 de secunde. Opa, așa, bă, ce am de iau bordura asta aici? Acum așteptăm să coboare toată lumea și să plecăm la garaj. Acum mergem până la garaj, imediat să regăși pe aici pe Ibis. Ok, adică am revenit din traseu. Aș duc ce făceam la stânga pe strada aceea, după cum ne indică și harta. Doar că eu acum, dacă mă retrag, mai să mai fac stații. Și eu tot înainte pe aici, pentru că este mai scurt. Am scos și Ibisul, adică firma, nu mai scrie pe ce linie suntem. Mai scriem aici și deodată, poate mai coboară careva, dacă nu... Aia e, înseamnă că e bugui jocul. Coboară, mă. Nu coboară, nu, las că băgăm în garaj, nu contează.
Hai, colega, bag-te și du-te dacă te-ai băgat. Am zis și du-te dacă te-ai băgat. Așa mai vezi și se bagă în fața și pe țin cu 30-40 la oră. Așa mă bag direct. Așa mă bag și dau și două avarii. Las semaforul că n-am timp de frânat. Ok, și să intre la garaj dacă reușesc să intru fără să lovesc ceva. Mamă, perfect, am intrat. Imediat o să o fac și parcarea. Eu să mă parchez aici între ăștia. Trebuie să-i dau în față, se pare. Ia să vedem, e suficient atâta. Da, pentru că deja am cu marșalierul. Marșalier și maxim așa. Da, mă băiesc, am așa că aștept să ocupe afusarii zuși și să gândi la ta viitoare, v-am lăsat, pa, pa.